Salut și bine ați venit la Dota, astăzi o să deschidem acest joc, Rivers of Nidgard. Bănuiesc că am pronunțat corect. E Kickstarter Edition, e foarte greu, cred că are undeva la 2 kg, ceva din ăsta. Și pe lângă acestea mai vine și cu aceste două locuri, care sunt niște chestii în care poți să spui. Pare destul de interesant. Bănuiesc că are o grămadă de componente dacă a venit și pe aceste două lucruri. Asta arată destul de interesant aici. Ok. Bun, o să vedem exact ce va face imediat. Acelea două a venit separat în colet. Cutia, dacă vă uitați bine, nici nu este închisă perfect. Să vedeți, e un pic distanță. E clar că are arhi plină. Mai se vede câte chestii sunt pe spate. Au ucis 66 de zaruri, wow! Ia. Sunt tare curios să văd ce avem în urmă. E atât de grea această cutie. Bun. Începem cu un rulebook. Hai să-l vedem, ne uităm un pic prin el. Ok. Wow, cât de plină e tavă. Avem o grămadă de componente. Oh, ceva fantastic, avem dragon de apă pe aici, se pare. Bun, câte pagini avem? 19 pagini. Bun. Hai să vedem ce avem. Mai avem chestii de pânciuit, o grămadă. Hai să scoatem una. E ok, nu sunt nici prea groase, nici subțiri, medii, ca să zic așa. Mai multe chestii de pânciuit. Aceasta cred că este tabla de joc. Oh, și aici sunt zaruri. Dacă ne uităm la tablă după aceea. Dar sunt curios de ce mai am una. Înseamnă că a dat una de rezervă? Ok. Ar fi super curios să ne uităm un pic la zare. Asta e un pic îndoită, se vede de el acum. Nu-i problem, avem una în plus. Bănuiesc. Ia să vedem galbenele. O topoare, o grămadă de simboluri. Zărurile par foarte ok, sunt un pic, deci nu sunt tipărite, da? Sunt încastrat desenul așa în ele. Deci asta înseamnă că și după ce se vor șterge culoarea, încă vor menține. Ok, hai să vedem. Acesta. Asta pare a fi din lemn. Ok, inima asta e corabie. Habar n-am. Ceva demon. Clădiri, turnuri. I don't know. Ok, o grămadă de alte chestii și aici. Trecem mai departe. Și asta. Ok. Corabii. Ah, mișto, aici sunt, e un pic înăuntru ca să... Adică zarele astea, să le arătăm un pic. Zarul asta în ea. Vedeți? Ok, bănesc că asta e tabla jucătorului și zarele se pune aici, în funcție de cine știe.
nu știu încă regulile. Și avem 4 table pentru 4 jucători. Asta am găsit pentru una din table, deci cred că alea se regăsesc pe aici. Ok? Aha, uite și niște plac când trimit așa ceva. Wow, dar câte sunt. O grămadă de punguțe. Ce mai avem aici? Token scoring. Ok. Asta ca să ne ajute la final. Lucky descent. Cărți. Nu știu cum. Place că au și tăviți aici. Să te organizezi. Pillager. Ok. Ce mai avem pe aici? Încă o chestie. Cărți. O grămadă de cărți. Ah. Ăsta bănuiesc că e tokenul de prima rundă. O navă drăguțică. Bun. Hai să ne uităm la tablă. O pare destul de mare. Deja nu intră în cadru. Să mai facem loc aici pe masă. E mare, e clar că e mare, ca să vă faceți o idee, cred că ar fi 20, cred că e vreo 50 pe 80, ceva în genul ăsta, cred că așa e 50 de centimetri pe 80, mare, destul de mărișoare, uitați, ok. Și se pare că are chiar două fețe. Ia să-mi trage o dată. E posibil să fie pentru 2, pentru 4 jucători. Nu știu, habar nu am cum e gândită și de ce e pe două fețe. În orice caz e destul de mare, complexă. Habar n-am cum se joacă oricum. Voi reveni și vom vedea exact cum se joacă ce joc. Mulțumesc că te-ai uitat la acest clip, dacă ți-a plăcut ce ai văzut, poți susține link în descriere. Eu, din partea mea, vă urez o zi bună, la revedere, nu uitați să rămâneți dornici de lectură și să vă mai și jucați din când în când.